Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am citit recent cu o turistă, o argentiniancă, a venit și ea în Europa și și-a rezervat în Italia undeva o cameră, un bed and breakfast, probabil că un Airbnb sau ceva de genul ăsta, o cameră cu vedere la mare. Tare. Așa a căutat, s-a uitat. Mai scumpă. Poze, da, scumpă. Italia, vedere la mare. Îți dai seama. A ajuns în camera respectivă și a descoperit că vederea la mare era chiar asta, o vedere mare, cu o poză cu marea. Avea în cameră o vedere cu... Nu, avea practic... Fototapet. Practic nu. Era, deci, pe fereastra camerei respectiv, era fotografiată camera, dinăuntru, cum se face, știi? Și se vedea pe fereastră un golf foarte frumos, cu un iaht parcat. Dar era desenat. În spate nu era desenat. Era o fotografie mare de tot, un tapet, dar pe clădirea din față. Pe asta zic, era, mă rog, un... Da. Înțelegi? Ce tare e asta. Deci, practic, se uita pe fereastră, în față vedea un zid, dar pe zid era pus o poză mare de tot, cu marea. Deci, o vedere foarte mare. Foarte tare. E marea. Cu marea. Bravo. Da, a pus pe TikTok, s-a viralizat. Mă rog, s-a amuzat și ea, a zis că a fost cea mai mare țeapă pe care a luat-o vreodată. Dar mi se pare fascinant ce a putut să inventeze proprietarul ăla, știi? Când a închiriat camera. Foarte tare. Să vezi pățanie, că lumea ce au avut niște prieteni de-ai mei, dar bine, acum vreo 10 ani, și-au făcut rezervări pe Booking în Mauritius. Tu îi zici Mauritius? Că tot românii zic Mauritius. Mă, în Mauritius. Nu știu cum se spune corect. Mauritius. E o țară tip insulă, departe în Oceanul Indian. Așa. Și ăștia s-au dus acolo, au avut bilete de avion și au luat cazare de pe Booking și au luat o cazare de-asta, tip pensiune, da, nu un hotel. Au ajuns la aeroport spre seară, au fost preluați de un taxi de-asta dubă, că erau multicei. Da. Microbuz. Transfer. Și au plecat spre cazare. Și au mers, și au mers, și au mers, cale lungă să le ajungă, s-a lăsat întunericul, s-a terminat asfaltul, au ajuns pe niște ulițe. Frumos! Ulițele local erau pline de nămol, au crezut că rămân cu microbuzul, șoferul de microbuz nu știa unde e, panica creștea, bezna, se înșețea, copii mici, un an, doi copii. Adică îți dai seama, și-au dat seama. Au început aia să plângă sarea, mergeau de vreo două ore. Așa. Și la un moment dat au ajuns la o casă. De la s-a dat jos șoferul, a vorbit cu localnici pe acolo și s-a întors fericit. Asta e. Ce știa că s-a uitat? Era pensiune. Era o casă care n-avea geamuri, avea... acolo e și cald. Avea folie de plastic în geam, adică părea în renovare. Și era și abandonată, adică nu mai era nimeni acolo, că s-au dus să vorbească, să afle ce s-a întâmplat. Nu mai era nimeni, la revedere, drum bun. Că uitaseră pe Booking sau ce? Ai rămăsese agățată cumva pe Booking, n-au... Da, au reușit să plătească, găsi, adică... Nu, ei nu plătiseră, că era cu plata la fața da, locului, știi? Direct acolo. Dar au rămas și s-au trezit la ora, se făcuse 11:30 seara sau o chestie de genul ăsta și erau într-un orășel... Deci nu e practic țeapă, este că s-au încurcat... Păi întâmplare, nu e țeapă, bine că ei și-au făcut o rezervare. Nu, transferul l-au luat singuri de la aeroport, adică și-au închiriat un... șofer cu microbuz să-i ducă la cazarea asta, pe care, ok, n-o plătiseră. Dar n-a fost cazarea pe care o văzuseră în poze, n-au avut cazare și au trebuit să caute noaptea. Și până la urmă, ce ei, s-a întâmplat? Au găsit cazare cu greu într-un orășel de pe lângă... Parte. În altă parte. Și când am ajuns, când am fost prima dată în viața mea la Paris, în urmă cu mulți ani, cred că eram prin 2000, era înainte de... să... a rezervat prin Booking o cameră rezonabilă și când am ajuns acolo mi-au zis, știți, hotelul este plin, dar vă oferim o cameră absolut echivalentă, foarte aproape. Vreți? Și am zis, ce să fac? Vrem, că încă nu eram cetățean european cu drepturi. Și cred că m-au cazat în camera bunicii. Deci, serios, avea era... și oală de, da, de, era un de pat, nu, era un pat de la cu ladă la perete, da, înțelegi, da, mai îngust așa, un șifonier de pe vremea bunicii și o ferestruică care dădea într-o curte interioară, serios, era într-o clădire. Și în colțul mop. Deci cred că au zis, a venit un sărman de ăsta din Europa de Est, hai să-l fraierim. Și chiar m-au fraierit, pentru că eram atât de intimidat de toată experiența, m-am ajuns la Paris, încât asta a fost. Am rămas în camera bunicii două nopți. Țepe!
Ce țepe ați luat? Care e cea mai mare țeapă pe care ai luat-o în vacanță, prietene? 0372069599. Sună-ne și povestește-ne când ți-ai luat țeapă plecând în vacanță, cât de surprins ai fost și ce Dumnezeului s-a întâmplat după aceea. Și mesaje audio 0728 3D1 3D2. Țepe în vacanță. Mai țin te, Zaf, când am dormit eu pe patul câinelui în Madrid, când asta am făcut doar emisiune? Pentru că doar pentru că sfărăiam eu. Dar să știi că de atunci m-am mai specializat, sfărăi și mai tare. Deci Europa FM ne-a trimis în 2013 să facem emisiune de 1 decembrie de la Madrid. Da. Foarte frumoasă a fost emisia. Adică emisia a fost spectaculoasă. Dar hotelul a fost de neuitat. Mm-hmm. Monica, eram cu Monica în echipă atunci. Monica a primit o cameră care era de fapt, cred, o debara. Da, și la capul patului avea o gaură, cam intra capul acolo. Era peretele spart. Aveți că poate intra cineva sau peste tine oricând. Da, se vedea o tubulatură. Monica era absolut îngrozită de ce cameră. Păi nu că a intrat și a zis, eu nu stau aici. Și nouă ne-a dat o cameră, aveam un pat dublu matrimonial, Zaf și cu mine, și un șifonier de la mare cu oglindă, era foarte suspect arăta. Și un pătuț în camera cealaltă, pe hol, așa cum. Da, era pe hol, nu era o cameră, pe era hol, cum intrai pe hol, sub scară, era un pătuț patul câinelui. Acolo te-am găsit dimineața. Da, și la un moment dat n-am mai putut să dorm în același pat cu domnul Zaf. Aici dat. Dar am fost la Barcelona, în luna de, mă rog, săptămâna de miere. Așa? Așa. Un hotel absolut fabulos, foarte frumos, foarte frumos, doar că atunci când am ajuns, noi am descoperit că avem cameră pe colț, deci multe ferestre și într-o parte, foarte frumos. Doar că era în renovare pe partea exterioară, nu pe interior, și erau schele și muncitori la geam practic non-stop. Nu puteai să deschizi geamul absolut deloc. Deci n-aveai nicio șansă să te bucuri. Am sunat la agenție, că atunci l-am luat, cred că a fost ultima oară când am luat prin agenție de turism, și am amenințat că fac eu cumva și povestesc de agenția lor în evenimentul zilei, că era cel mai la modă ziar atunci. Mă rog, și mi-au schimbat hotelul. A fost, ulterior a fost bine. Despre țepe în vacanță vorbim, avem mesaje. Neața, băieți, cea mai mare țeapă pe care am luat-o, am luat-o în Delta la noi. Rezervare pe Booking, mă sună proprietarea de acolo, domnule, nu mai dați comisionul la Booking, veniți că facem împreună aici chitanță, vedem noi, ne descurcăm. Când am ajuns acolo, m-am dat jos după vapor, când am ajuns, m-am luat cu mâinile de păr. Era un hotel la Muringhiol, îi spun și numele, după timpul lui Ceaușescu, cu baie din aia pe hol. E, de la după timpul Ceaușescu, când au fost deportați profesorii la Stuf, ăla era hotelul. Țeapă rău de tot. Nicu din Câmpul Lung. Da, Nicule, da. Am uitat să spun, scuze, am uitat să spun că avea și plajă, avea de toate. Când am căutat plaja pe niște stufuri pe acolo, erau vacile pe un petec de 5 metri pătrați de nisip. Eu cred că nu ți-ai setat tu corect așteptările, că asta e Delta, adică nu te aștepți să fie ce credeai, că o să fie vreo plajă exotică sau... Na, nu există plajă în Delta Dunării la Muringhiol și de asemenea cazările acolo, de... Adică n-are relevanță, că a spus că n-a luat-o de pe Booking și s-a dus să facă chitanță acolo. Mm-hmm. Dar pe Booking tot probabil hotelul ăsta era. Tot hotelul ăla era, da. Zici că ești patron de hotel în Delta, așa ești. Alo, la dimineața, băieți. Neața. Anul trecut am fost în vacanță în Grecia și cu toate că mi-a fost inclus aerul condiționat, la plecare mi s-a spus că trebuie să plătesc separat aerul condiționat. Asta e bună. Asta e mișto. Acum stau și mă întreb că dacă nu aș mai fi avut bani să plătesc, ce aș fi făcut? M-aș fi ținut ca și garanție? Sau... Asta e tare de cum plăteai telecomanda la televizor pe vremuri. Da, mă, telecomanda. Da, la noi la mare erau hoteluri care își cereau bani la sfârșit că ai avut telecomanda la televizor ca să dai drumul la televizor. Nu cred. Nu, eu țin minte, ai cam întâlnit unde trebuia să plătești dacă voiai acces la televizor. Da. Adică nu solicitau la sfârșit. La început, uite, la aveau sfârșit. La recepție telecomești, întrebau, vreți și televizor, te recomandă? Una din ultimele, da. Una din ultimele dăți când m-am dus la noi la mare, în anul 2000, m-am cazat la un hotel din Neptun Olimp și, mă rog, am cumpărat atunci, în sejur respectiv, am plătit televizor și am plătit și frigider. Și frigider nu era în cameră, și televizorul nu funcționa. Și m-am și-am întrebat și eu la recepție, nu vă supărați. Adică nu vreau să par meschin. Dar am plătit un frigider să... Nu mai avem, îmi pare rău.
Păi zic, da, nu știu, n-avem, mai așteptați câteva zile și televizorul nu funcționează. Da, zice, o să încercăm să reparăm. Nu l-au reparat niciodată. Evident. Banii au fost dați și asta a fost, nu i-a mai recuperat. Povestea lui Luca sună mai degrabă a Tanzania decât a Mauritius. Am fost acolo, știu despre ce vorbesc. Similar. Cât despre cea mai tare țeapă, s-a întâmplat în Israel. Acum câțiva ani am ajuns acolo. Păi și nu ne spune? Am ajuns acolo într-o sâmbătă. Gaza ne-a scris că ea nu poate veni pentru că e șabat. Apartamentul era necurățat, cu sânge în dormitor. A fost de departe cea mai mare țeapă. Am ajuns târziu și cu greu am reușit să găsim o cameră mică, înghesuită, la un hotel destul de trist și murdar, în centrul Tel Aviv. Nasol. Sunt Margareta. Bună, Margareta, îți mulțumim. Da. Da, să ne oprim aici, zic, după experiența asta destul ce de neplăcută. Repede. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.